în buzunar pe orice chestie, numai să înveți chestia respectivă, nu ca orice hobby. Când ai vorbit de biologie, au apărut combinații de se numește bioelectronică. Este o fascinație, inclusiv se folosesc pentru, ca senzor, se folosesc antenele unor fluturi. Antena fluturului este, de fapt, organ olfactiv, simte femtomol din diferite feromoni, care înseamnă niște tipuri de interacțiuni și se fac electrozi ca să pot să iau semnal de pe nervul olfactiv a antenei fluturului, care este așa de sub micron, pe care îi cu electrozi acolo. Și fac și un sistem ca să țină în viață organul ăla și îl integrez și cu electronica de desubt și fac un, se numește BioFET. Deci un tranzistor cu efect de câmp, cu amplificare, dar care are elementul senzitiv, un substrat biologic, antena de putere. Combinații de antene, pentru că acolo, vezi, antenele au forme diferite, când la antene și iei cuvântul antenele unor insecte, rămâi cu gura găscată, nici fantezia fanteziilor, nu ți-ai imaginat de ce au așa de forme, ce păroase sunt, ce forme ciudate. Păi au o logică. Numai că noi ne-am înțeles logica, le facem antena dipol, de punem pe casă pentru a prinde pe bulgari. Deci e ca puțin. Deci trebuie să înțelegem ce înseamnă antenă fractală și mai departe. Deci e o două și o disciplină. Ca să poți să integrezi astro-bio-geo, să folosești infrastructura, trebuie să ai în cap o anumită deschidere. Da? Acum, ce a făcut un japonez? A luat frumos un pom, i-a pus un electrod în pom, un electrod în pământ, unul de referință, și a măsurat diferența de potențial, cum aș măsura diferența de potențial pe frunte de a făcut de EKG-ul. Și e EKG-ul, dacă acum, pentru inima. Și în tipul normal a unei zile există o variație acestei tensiuni măsurate așa, care formează un pattern diurn. În măsurat continuu, la înainte de un cutremur apare o asemenea schimbare de comportament, undeva aici a fost cutremur. Aici, deci, cu câteva ore bune înainte, aproape o zi, s-a produs o modificare. Cine e senzorul? Cine e captorul? Că acolo e rădăcină, biologie, rădăcină fractală, ciudată, cu roata ramificații. Solul este o nebunie generală, cum să modelezi. Legătura dintre sol și electrod este iarăși neliniară. Adică dacă pot să pun fizica clasică în mișcare, să fac ecuația răstuia de aici, mai bine mă duc mă culc. Nu pot. Abandonez înainte de a merge. Pentru că nu pot, că sunt prea multe variabile. Dar natura nu funcționează așa. Și metodologia care s-a generat e alta ca să pot să mă apropii de treaba respectivă. Iar noi avem asta în joacă inclusiv cu elevii de clasa 10-a. Și am făcut program pentru că există așa numită comunicare între plante. Și comunicarea asta între plante, care este foarte interesantă, este deja un hobby pentru unii, în care la o plantă i-a luat tot de toți electrozii respectiv. Acum un sistem de amplificare cu un Arduino costă 100 de lei și ai deja calculatorul care poate să preia toate datele respective. Ai un software foarte simplu care convertește fluctuația respectivă într-un fluierat, cu frecvența mai sus sau mai jos în funcție de tensiunea respectivă, în convertor numit tensiune-frecvență, ca să fluiere pe ghilimele. Și în loc să văd semnalul ăla care era aici, am o fluieră, mai sus, mai jos și mai departe. Și eu o văd. Și încep să am un animal în jurul meu, adică ceva viu, care fluieră într-o anumită formă și tretat creierul, creierul ăsta are capacitatea să determine pattern-uri. Și se formează un limbaj. Și a apărut o semantică între om și plantă. Păi noi vorbim că o să ne întâlnim cu extraterestrii. Păi să ne întâlnim întâi cu extraterestrii, adică cu plantele. Să vedem dacă cu plantele am reușit să comunicăm. Da, păi, că, da. Și o să vedeți care cum sunt astea, apropo de comunicarea cu plantele, care sunt toate componente de training pentru a te apropia de programul Gaia ca plantă vie, care este deja mai sofisticat. Dar ai posibilitatea să te joci cu copiii altfel. Deci, avem astrogeofizică, avem biogeofizică, avem infodinamică, avem o biologie care ne impune o atmosferă pe lângă informație, apare chiar conceptul ăsta de date, informații, semnificații, cunoaștere, înțelepciune, partele cognișente, pentru prima parte de semiotică, procesor semantic, deci apar cuvinte noi care trebuie să le ordonăm și să le cel care dorește să devină partener proiect, nu trebuie să știe pe toate, dar trebuie să aibă puțin vocabularul comun și să fie bun într-un domeniu. Deci trebuie să ne formăm specialiști de tip, cum zicem noi, lexialiști, integrativi, integratori, capabili să fie într-o echipă. Unul este să setile, altul e flămânzire, altul e ochilă. Nu trebuie să fie toți matematicieni și toți cu cercetarea, dar trebuie să fie fiecare într-o abilitate de a simți întreg într-o anumită formă. Poate unul poate să fie doar sensitivul.
Și el este, cum să spun, este nasul în astral, într-o capacitate de empatie cu universul. Și ne dă sfaturi. Nu înseamnă că ceea ce spune pe gură are și realitate, dar cumva există modulată de ceva mai profund. Dacă e de bună calitate, channeling-ul respectiv. Dacă nu, nu. Dar nu înseamnă că nu trebuie. Că nu merge mai rațional aici. Da? Bun. Deci, apare poate cu cuantica, cu chestii care e și mai sus. Și cam asta e nivelul maxim. Și de-aia este reponit în jos, nu invers, că altfel nu vezi. În care observatorul este o poziție privilegiată a unei entități capabile să observe, care e ahemola, deci are niște proprietăți primitare, care prin însăși modul în care observă și în interacțiunea observator obiect de observat, apare și proprietăți primitare și ale realității, schimbate din cauza accesului observatorului, vezi ce se tot spune în cuantică, dar mai complicat atâta, modelele moderne arată că însă și actul de observare, însă și această curiozitate a naturii de a verifica ceva din frumusețea naturii, de la contemplare clasică a unei apuse de soare până la studii de genul ăsta, dar autentice, dau sens naturii. Și ne ținem mișcare. Adică sistemul e stabilizat, cu alte cuvinte, în feedback, de capacitatea noastră de mirare. Când sistemul nu ne va mai uimi și nu va fi oameni care să uimească de frumusețea unui univers, universul se deșiră cu antic. Pentru că și-a atins, scena și-a atins nivelul și are loc un reset. Never Ending Story. Vă rog frumos, uitați-vă cu altă filmul Never Ending Story. Merită o altă văzut, chiar dacă e pentru copii. Nu e pentru copii, v-am spus, basmele nu sunt pentru copii, nu sunt povești de a dormi copii, basmele sunt povești de trezi părinții. Deci, fizica cuantică, prână cu inteligența artificială, cu știința computațională, cu știința cognitivă, formează un ansamblu care trebuie măcar să știm că cineva în planeta asta sunt instituții care se ocupă cu această sinteză, care e de fapt casa noastră de care vorbim. Că altfel dacă tot vorbim și intrăm în jocul ăsta să dăm curicule mai multă sau mai puțină, să dăm mai multe de matematică, dar de fizică de matematică și intrăm în dispute în asta sterile, să băgăm sex la școală, să nu scoatem sexul de la școală, să băgăm religia la școală, să scoatem religia la școală și ne batem între noi și nenorocire că nu găsești două persoane coerente pe aceeași direcție, ci numai două tabere care se bat. Dar, de fapt, astea sunt problemele. Astea sunt problemele care ar trebui să ne preocupe pe toți, pentru că, ne preocupându-ne, nu dăm un semnal politic de ghilimele că să știe lumea că e interesată de această problematică, căci suntem totuși într-o etapă în care votul contează și dacă tot nu suntem interesați, nu o să ne admin mica. Dacă o să fim interesat brusc, când 3/4 din populație e interesat de tema, să vedeți ce se adaptează factorul politic a doua zi, cu numai cu mesajul ăsta vine. Că pe ei tot nu interesează. Ei trebuie să fie cumva în rezonanță cu mare masă, dar tot. Deci toată poate depinde de noi dacă vom schimba mesajul sau nu, prin interțiunea care de rău. Deci, cu alte cuvinte, concluzii. Autoreglarea globală, adică geostazia, este o consecință naturală a interacțiunii între biosferă și geosferă. Da? Deci, această interacțiune între geosferă, care este tot ce înseamnă partea asta de substrat biologic, și biosferă, care e viu cu toate încrecăturile respective, interacțiunea asta creează ceea ce numește geostazie. Modelul abordat, planeta Pământ, la trebuie, care legile materiei anorganice trebuie completate cu cele a biologicului și a științei minții, cogniției. Un individ care deja a definit această problemă mai serios și a apărut așa numită știința Pământului sau întregului Pământ, este Lovelock. Și remarcăm că organismele vii, în special omul, sunt părți cruciale de evoluția planetei Pământ. Procesare informațională și fizica cuantică. Mai vedem că evenimentele geodinamice, ecologice, sociale, economice, sunt aspecte ale vieții Gaia. Imaginați-vă în parte. Eu nu pot să discut despre economie ca știință așa, independentă la se. Economia este un produs al sociologiei. Sociologia este elementul care, printre altele, de naștere la un fel numit economic. Între atitudinea sociologică și culturală dintr-o comunitate, se găsește și un aspect economic corespunzător. Sociologia nu stă așa în aer. Sociologia este un rezultat al interacțiunii dintre habitat și oamenii respectivi din zonă. Oameni de munte într-un fel, oameni de șes altfel, lângă ocean altfel, în zonele de restriște, cum noi aici, dădeam doar vânturile stânga, dreapta, în toate părțile altfel. Deci, cu alte cuvinte, aceste elemente formează, în ansamblu, un mod de abordare în care trebuie să înțelegem că
entitatea asta Gaia are și un comportament social. În cele din urmă. Care dacă se schimbă într-un fel sau altul, la nivelul climatic, sau se schimbă niște elemente, sau se face, la un moment dat, sunt niște dinamica asta, că vă dați seama că crusta se tot mișcă, o parte se subduce, o parte se întopește, altă parte se ridică, și apar anumitele mișcări de convecție în interiorul, în fluida Pământului Manta, și așa anumitele panașe, sunt niște mișcări de convecție, care la un moment dat sparg un continent. Noi avem deja de genul ăsta, știm cum se va sparge. Nu aveți grijă că nu se sparge acum, peste 100 ceva de mii de ani, dar se sparge de continentul african. Și se face ca la parge. Adică noi știm deja că sunt lucrurile văzute, le vedem, dar scări diferite, pe probleme diferite. Dar fenomenologia ar trebui înțeleasă. Deci, cu alte cuvinte, e nevoie de ridicat nivelul. Înțelegerea partea de ideea ca fenomen complex este esențială pentru elaborarea politicilor de dezvoltare durabilă. Punct. Nu putem vorbi de dezvoltare durabilă, care este esențială în noi, dacă nu reușim, în momentul de față, să înțelegem ce am vrut până acum. Dar nu să înțelegem, ci să putem opera, să ne facem instrumentele, să ne facem metodologiile, să putem face activitatea la nivelul acesta. Concluzia, simplitatea este o complexitate rezolvată, o spun de fiecare dată, brâncuș. Asta presupune că, pentru a ajunge la esență astrobiogeofizică, a rolului omului în Gaia, e nevoie, într-un fel sau altul, să-i din mintea, nivelul complexității Universului și să găsesc esențele, atunci voi înțelege. Altfel, sunt doar un copil mic, răsfățat, care îmi doresc să am, mi se pare că trebuie să se cuvină totul, dar, de fapt, în principiu, nu se cuvine nimica și, de fapt, distorsionăm tot. Haideți puțin să vă sugerez cât de tare s-a accelerat problema și de unde s-a pornit în această aventură. Păi, într-un fel, ar porni ceva de genul ăsta. Suntem încă sub influența lui Newton. Suntem încă în zona mecanicistă, newtoniană, industrială. Dar nu suntem, de fapt, conceptual de mult în zona respectivă, ci inerțial, social, suntem încă în zona industrială, newtoniană. Ia uitați, în principiu, totul a mers în sens mecanic, în materie, în, cum să spun, valorificarea cantitativului, în bucuria de a face ecuații, de a formaliza în sens de sisteme dinamice, care înseamnă numai legături cu ceva de mișcare, sisteme dinamice înseamnă ecuații diferențiale. Deci sunt confuzii de fel. Prima divulgație s-a făcut prin 30, când a apărut conceptul de algoritm, inventat de așa numită mașină Turing. Tot sub presiunea armelor, adică a războiului, din păcate. Pentru noi decodare, decriptări. Deci, cu alte cuvinte, interesant este că niciodată, și sper să se facă o rotire fundamentală a atitudinii umane, astfel încât să poată pune energie la fel de multă cum pune în distrucție. Că toate elementele, din păcate, care au început să apară la un moment dat și au revoluționat viața noastră de zi cu zi, în bine s-au rămânit în amănunt, dar au schimbat-o, că atâta au pornit întâi din armată, din studii militare. De-abia când au devenit depășite în nivelul militar, au fost oferite socialului. Deci întâi au folosit ca distrugere. Numai că acum distrugerea este așa de mare, datorită fizicii cuantice aplicate în tehnice de război, încât, în principiu, nu spune vorba de bombă. Adică bomba asta este pentru lucrarea primară. Se lucrează cu interacțiuni genetice și de cutul informațional. Dar punctul interesant a fost ideea de algoritm. Cuvântul algoritm e fundamental. Cuvântul algoritm înseamnă că am găsit un invariant, o procedură, un ceva care respectă și face ceva. Deci, interesant, când reușesc să inventez un algoritm, pot să externalizez acel lucru și eu am o mașină. Când am înțeles cum funcționează piața, pot să fac un algoritm, dacă am reușit, și automat, nu mai am treabă de piață, facem o mașină. Deci, automatizarea înseamnă ce? Externalizarea unor proprietății ale socialului, ale omului, ale nevoilor omului sau socialului, prin încapsularea lor într-un algoritm și cederea într-un sistem de calcul. Pe am cam terminat. Să știți că am terminat și am cedat cam tot. Am cedat munca fizică la aparatele mari, care newtonian fac lopata mea, adică un excavator sau mai departe. La partea de inteligență artificială am cedat chiar și gândire euristică de descoperire, dacă vreți, calculator, pentru că am algoritmizat-o și pe asta. Deci, automat, cam a rămas numai partea de intuiție, care este partea inefabilă a omului, care de-abia acum începe să descoperi cine omul, care nu e algoritm. Da? Deci, tot ce e algoritm se numește structural și poate fi teoretizat și băgat în fel de forme de ecuații, mai simplu, mai complicate. Nu sunt ecuații de, că sunt singura formă, matematica lui Wolfram, care e altceva.
Dar în partea cealaltă este și cealaltă variantă, care este așa numită abordare fenomenologică, care nu este explicitabilă în timp, din principiu nimic. Acolo e rolul omului. Restul va face automatul. Deci progresul ăsta a fost când ne-am scos de pe harta muncii, când mai nevoie de noi. Dacă vedeți acum la ultimul, la Devos, la ultima prezentare, ați văzut că ne așteaptă așa scurt, din cauza celei a patra revoluții tehnico-științifice, ne așteaptă 5 milioane de șoferi, așa, la prima nuanță. La prima strigare. Pentru că it's the end of work. N-am ce să dau deloc, o face automat mult mai bine sistemul. Miniaturizat, nanotehnologie, nu poate face mâna omului oricum, mai numai în operă, totul este inteligență băgată în liniile automatizarea. Și omul ce să facă? Deci, automat, problemele nu sunt banale. Pentru că tehnologia banului funcționează deocamdată și va scoate omul într-o criză extraordinar de mare. Bun. În principiu, tot în perioada respectivă, tot din cauza războiului și a problemelor, încep să apară probleme legate de cibernetică și probleme legate de creier și modelarea creierului. Legătura asta de creier, cumva, că devine o preocupare și cum să-l algoritmizez. Apare Shannon, părintele teoriei informaționale, care mai este gândit, mai că Shannon, în principiu, discută de informația nu aia descrisă, ci informația care există, pe care eu o accesez. Adică, după teoria shannoniană, dacă apare un fenomen real nou, informația care o aduce infinită. Pentru că e nepredictibilă din corpul de... E ca și în aș aduce o notă nouă, în limba, în, o literă nouă în vocabularul României, de exemplu. În scrierea românească. Probabilitatea ei să apară este zero, pentru că nu era definită. Când am definit-o, a apărut ceva nou și atunci acel ceva are o caracter informațională. Deci cu totul altceva. Informația shannoniană nu are legătură cu ce vrem noi să spunem de informația care merge către logos. Dar logica 47 este un punct cheie. Vine. Are o contribuție extrem de interesantă, care introduce un cuvânt, un concept care la noi este din banal, dar să știți că pentru foarte mult, inclusiv oameni care au făcut facultate de electronică, nu prea am înțeles de fapt ce reprezintă și cât de important e cuvântul ăsta feedback. Sau feed before, deci conexiunile astea, în esența lor. Iar dacă faci cursuri, cum am făcut, am pățit noi să facem niște cursuri de